Vă salut în cadrul webinarului despre Facebook și Instagram. Deci, prieteni, să trăiți veșnic. Vă salut. Spuneți-mi dacă eu mă aud. În cadrul webinarului, dacă totul este, lumină este, sunet este, răbdare este. Salut, 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 salut la toți. Eu azi așa pe o emoție o leacă mai Facebook, Instagram, știți, anul 2021, fără cravată, mă gândeam să fiu azi în glugă sau să fiu fără, cum vă ziceți, plus sau minus? Deci, în glugă, azi vorbim despre Instagram, Facebook, promovare, cic-cic, sau fără, și ne aranjez părul, așa să fiu frumos. Plus, minus, plus în glugă, minus fără glugă. Așa, se aude... Tot e ok, tot se aude, tot sunt. Așa, haideți să vedem cine vrea glugă, cine vrea fără glugă. Noi în câteva minute începem, suntem practic la ora corespunzătoare. Plus, minus, plus, minus. Cristina vrea mai vesel, fără. Oamenii vor eu să știu serios, fără glugă. Ca să împac pe și cu glugă din când în când să o pun. Așa. Bun, prieteni, colegi, indiferent cu glugă sau fără, eu mi-am propus azi la noi să fie o leacă de neformalcă. Să fie la noi o leacă de comunicare, un pic, nu cât diferită de stilul meu de predare, dar... Stați, închid notificările la calculator, că o să mă omoare. Dar un pic să discutăm mai sincer ca de obicei. Pentru că văd peste 50 de persoane... Și mă gândesc, cine voi sunteți? Cu ce vă ocupați? Social media, directori, studenți în căutare de lucru, directori în căutare de lucru. Cine voi sunteți? Scrieți-mi, vă rog, mult ca să înțeleg despre ce noi azi mai adânc să discutăm. Pentru că scopul meu este un pic ca să contrapun Facebook cu Instagram. Noi un pic am mai discutat tema asta anul trecut. Eu am zis să repet anul ăsta la început de an pentru că e foarte importantă. Direcția care, despre care noi azi o să discutăm este un pic despre Facebook, un pic despre Instagram și în contextul noului an, mulți o să înceapă să gândească, dar ce să fac? Să postez în Facebook sau în Instagram? Mulți fac greșeala, postează și un aceeași postare și acolo și acolo sau nu postează acolo și acolo. Respectiv, azi un pic o să dialoghez și o să vă spun părerea mea cu câteva insight-uri, case-uri și sper astăzi vă fie util. Ca de obicei discutăm în jur de o oră, o oră jumate, respectiv, haideți să vedem cine la noi aici este, agromarketolog, avem o leacă antreprenor, o leacă student, o leacă freelancer, antreprenor, economist, promovare internet, magazin, elevă interesată de social media, în căutare de muncă, elevă interesată, așa, studentă, am un cont pe Instagram, contabilitate, căutare de job. Pentru cei care sunt în căutare de job, din start spun următorul lucru. Colegi, prieteni, dragi oameni, de lucru în social media este iacă așa și încă o leacă deasupra. De ce? Avem o creștere exponențială la nivel de branduri care au început să facă activitate în social media. Ei până mu, pisfeazuri, relații offline, billboard-uri, asta, acum au căzut bugetele, au rămas acolo 3-4-500 de euro, la TV n-a să faci nicu cu dânsul la billboard-uri, nimic, unde? În social media. Pe lângă asta, tare mulți oameni au început să stăi în social media, respectiv elementul de lucru în social media s-a schimbat ca format de existență. De aceea, ceea ce nouă ne pare mai logic acum este să investim ultimii bani câteodată în social media, respectiv specialiști nu-s și facem, ne învățăm singuri sau și facem, sau lăsăm că tot asta să se întâmple de la sine. Așa că, dacă voi vreți de lucru pentru voi este. Important este că să aveți și da. E ca ce să dați în urmă. Scrieți în Instagram cine are nevoie de un job sau cine vrea să lucreze ca freelancer și vrea de la 2, 3, 500, 1000 de euro pe lună să facă. În timp de 3-6 luni de zile avem un program tare interesant. Azi nu e despre el, dar oricum partea de
Lucru este, problema mea nu este lucru, problema este că oamenii se ocupă cu anumite activități care nu le cunosc sau se tem să facă acest pas. Vorbind despre Facebook, vorbind despre Instagram, noi înțelegem un lucru, că aceste două platforme se pupă foarte bine între ele. Facebook și Instagram sunt extraordinare în combinație. Facebook și Instagram au două audiențe diferite și în același timp aceiași oameni stau în ambele platforme. Și asta ne dă în context de marketing o strategie tare, tare interesantă de lucru. Despre asta eu azi vă povestesc și despre asta azi vrem să discutăm și cu voi. Câteva detalii la nivel tehnic în format de prezentare, așa, la noi tot acolo se vede. Eu sunt Dumitru Talmazan. Cei care sunt prima oară la noi, puneți-ne un 1. Cei care au venit mai mult de 2 ori, puneți 2. Să vedem cine la noi sunt prima oară. Ca să vă spun repejor despre cine este persoana care stă în fața voastră, de ce își permite să povestească despre sfaturi în antreprenoriat, pentru că mă uit la vârsta lui, nu pare să aibă peste 45, așa arată ghinșor, respectiv experiență multă mai tâncânare. Respectiv, așa, 1-1-1, avem mulți de 1, eu și plâng și mă bucur. 2-2-2-1-1-1. Sunați la 1-1-2-2-2-1-1 și o să dați de Talmazan. Respectiv, colegi, cei care prima oară văd persoana în față ori la webinarul nostru, să vă povestesc în 3 slide-uri despre mine. Sunt certificat Facebook, sunt certificat MBA, antreprenor digital, speaker internațional, expert în digital comunicare și când mă refer la speaker internațional sau expert în digital comunicare, o zic nu pentru ca să... doar să mă laud, dar pentru că asta înseamnă lucrurile ca argument în contextul de informații care vă să o livrez. Ceea ce o să vă spun azi o să fie prin prisma experienței mele, prin prisma companiilor pe care eu le administrez și acestea sunt ASAP Digital Team, Talmazan School, Kickstarter Work, Prom Capsula, Yellow Yang, Zoomer Business, proiecte care am fost implicat, care fac parte. Sunt câteva proiecte internaționale în care sunt speaker, Business Mold, Sidorian Lab, Universitatea Sinergia. Ultimii 6 ani lucrez activ, deja 7-le an, 200 de companii anual promovăm, peste 3.000 de absolvenți anual trec cursurile noastre, bugetul nostru de promovare peste 300.000, toate acestea, iată băiețelul ăsta 10 ani în urmă a început și slide-ul ăsta este pentru cei care azi se află la începuturi și spun... Dar poate să mă apuc de social media sau să lucrez în social media, dar mă tem, dar n-am experiență, dar când ia să-mi plătească, vreau mai 10.000, dar mai 10.000 mai nimeni nu dă, pentru că tu nimic nu poți da. Respectiv, 10 ani în urmă când eu am început să activez în domeniul social media era total diferit. Social media era un soi în care $20 puteai să arăți publicitate în tot Chișinău. Cine își amintește de acele vremuri, asta era tare de mult asta era. Cine știe să pui să danseze în Nokia, cred că mă înțelege. Respectiv, eu am început clasic calea mea către social media, ecte o postare de-a mea, pe atunci era tema asta modnă, să faci welcome, cafea de bună dimineață, 14 ianuarie 2015, uitați-vă câți ani, ianuarie suntem, iaca cât, 7 ani în urmă. Respectiv, eu intuitiv am învățat social media. Calea mea a fost de la antreprenoriat până la activitate ca social media manager în companii, după care am început să fac antreprenoriat și să dezvolt propriile afaceri. Astăzi activăm în mai multe țări cu reprezentanță la nivel de business, promovăm sute de branduri locale, naționale, internaționale, în format de consultanță, în format de traininguri, în format de promovare, în format de corporative, împachetări, mentenanță. Cu un cuvânt, dacă ar spune în limba rusă, spune că noi prostă crăsavcică. De ce? Pentru că noi asta o facem zilnic. Și eu mă mândresc cu echipa care lucrează la toate proiectele, este echipa care asigură tot volumul ăsta. Și prin prisma aia, că la atât frumusețea asta, la atât fanticuista, eu azi vă povestesc despre aceste două rețele, Facebook și Instagram. Ce să faci acolo must have la început de an? Și cum să le combinați? Cum zice slide-ul meu, să pornim la drum și azi discutăm despre câteva perspective. Vă rog frumos să vă notați. Dacă întâmplător cineva din voi face vreun stories, tăguiește talmazan.md sau talmazan school,
karma să vă răsplătească în vecii vecilor. Ceilalți, măcar notați-vă informația pentru ca să puteți să reveniți și să implementați. O să avem, nu știu dacă o să avem cadouri, precis ceva, o să fie până la final, cine să rămână, cine n-a să rămână, înseamnă că o să pierde tare multe. Respectiv, subiectele pe care eu vreau să le abordez este, vreau să vorbesc despre scopul acestor două rețele sociale, despre statisticile care au loc a fi și sunt foarte importante în deciziile pe care voi să le luați în activitatea voastră de social media, cu siguranță ce fel de audiențe și lucru cu audiențele pe direcția asta. Formatele existente, o tare importantă temă, formatul care se lucrează și niște slide-uri care se merită să fie minim salvate, este despre mărimi și reguli de joc. Respectiv, toate acestea vor fi parte din activitatea noastră și dacă voi sunteți gata, dacă cei 75 de persoane care au binevenit să intre pe la noi pe ospiție sunt gata, puneți-mi un foc sau go sau scrieți. Vedeți eu așa, tipa, I'm Tony Robinson and let's start together. Adică eu azi am promis la unii să fiu șanglugă. Mă prostesc, aiurea, nici nu știu ce cred oamenii despre mine. Să creadă că un clown ca hoită a venit să ne învețe. Prostă eu azi îs pe dispoziții diferite. Azi eu nu sunt la cravată, e ca se spune că haina te face să te simți într-un mod anumit. Dacă eram amuia la costum, n-aveți să mă atsamăie. Respectiv, azi așa mai în hanorac, a venit iarna, a venit zăpada, a venit anul nou. Respectiv, eu azi go, 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 haide, haide odată, acolo scrie lumea, let's start! Scopul și prezenții în social media, asta este primul subiect pe care eu vreau să îl ridic în contextul comunicării noastre și sunt două scopuri, apropo, două scopuri care, prieteni, le spune Facebook-ul și le spune Instagram-ul. Deci, pe lângă faptul că voi spuneți, eu vreau un Facebook să vând sau eu vreau un Instagram să fac like-uri sau nu știu care alte chestii, voi vă planificați în Instagram sau în Facebook, însăși platforma, haideți să venim la origini și să vedem ce spune e. Iar platforma spune următoarele. Facebook-ul spune că scopul lor în ca platformă, ca sistem, este să crească afacerea, să-ți dea oportunități ca tu să-ți crești afacerea oriunde ești. Iar Instagram-ul spune că tu trebuie să spui povestea ta despre ce faci, cine ești, folosind Instagram. Adică din start, noi putem identifica două paralele între aceste două platforme. Eu azi le confrunt foarte des. Pentru că ele și seamănă și nu. Da? Sunt ca gemeni, dacă vreți. Da? Eu am băieți gemeni, ei seamănă, dar la caracter total diferiți. E ca și aici. Instagram-ul și Facebook-ul la o mamă, la un tată, unui vitreg, unui de-a lor, dar amăia sunt într-o familie fericită, l-au adoptat, toți fericiți, dar caracterele lor sunt diferite, posibilitățile lor sunt diferite. Și unul spune, creșteți afacerea oriunde folosind Facebook-ul, grow your business. Adică eu aș pune la fundamentul Facebook-ului mai multă carne, eu zic așa, o platformă mai cărnoasă, iar Instagram-ul spune povestea mărcii tale, adică simțiți povestea. Ce este o poveste? O poveste este un joc dintre emoții. Da? Povestea este o introducere, este un sfârșit, culminație, adică noi avem niște intrigă, adică dacă noi să ne ducem la originile Instagram-ului, el însăși se poziționează a fi ca o platformă care este perfectă pentru ca să povestești acolo ceva, pentru ca să faci engagement cu oamenii. Respectiv, având aceste momente în vedere, vă rog foarte mult să le analizați, să le luați în calcul, pentru că asta nu zici și Talmazan numai, care în secundă cu certificat Facebook, dar asta zici și în Facebook-ul, prin Talmazan. Și elementul care mie îmi place în tot treaba asta de online este că a apărut să nu de mult termenul ca avatar, de câțiva ani, avatarul clientului, tot avatarul clientului. Și noi deseori spunem, uitați-vă, colegi, înainte să începem să lucrăm cu un business, azi noi am avut o vizită la o afacere destul de mare din Moldova, un client de nostru. Și el spune, Dumitru, eu vreau, Instagram-ul nostru și Facebook-ul nostru să fie o leacă mai așa, mai interesant.
o leacă mai interesantă și ne arată vreo 2-3 branduri. Ce este greșit în această abordare? Nu dorința clientului, nu dorința noastră de a lucra sau nu lucra pe direcția asta. Greșit este să pornești să-ți creezi o pagină de Facebook sau Instagram, e ca așa, fără să aibă sistemul de marketing aceste valori. Nu tipa să faceți voi așa mai nagle posteri, spre exemplu, da? Dar voi ca companie sunteți sau vă asociați cu companii conservatiste, care nu are nici culori în logotip, așa e alb-negru, sunteți pur și simplu contabilitate, care e așa mai scucni ca tip de afacere. Și voi aici îi dați așa un capurile tăiete, știți, sunt destea stiluri mai nestandarte. Nu o să meargă. De ce? Pentru că în capul la om este așa un element ca jobs to be done. Eu te percep în context în care vreau, asta mă gândesc la asta. Eu vorbesc că fiecare webinar despre jobs to be done, sper să citiți ce înseamnă jobs to be done. El scrie ca așa, cine a învățat limba engleză, vă rog frumos, scrinuiți jobs to be done. Respectiv, aici noi înțelegem că partea de afacere trebuie să decidă. Jobs to be done are câteva paradigme. Biggest, cheapest, fastest, easiest, expertest. Adică ce înseamnă asta? Tu, ca business, în ochii mei ești sau biggest sau cheapest sau easiest sau fastest. Adică tu când spui, haidem la kebabărie, da? Atind deodată să nasc 3-4 kebaburi în cap și tu spui, mai acolo e trășac, precis că acolo și are și... Dar la și haidem că acolo tot normalea civilnă, da? Adică la tine kebabul s-a clasificat undeva în zona asta. Când tu spui, haidem să mâncăm un steak, și tu spui, haidem să mâncăm un steak, am găsit un steak tare ciotchi, de 78 de lei au reducere. Un om care mănâncă steak-uri, ați spui ceva, că așa la noi steak, așa e carne prăjită. Nu poți scoate steak cu 78 de lei. Apoi ca elementul de la care noi pornim este că rețeaua socială însăși are jobs to be done-ul ei. Ce se poate de făcut cu dânsa și în ce context? Și eu vreau să vă notați fiecare punct care eu îl subliniez în continuare și să vedem ce se va primi de la asta. Luăm pe de o parte Facebook-ul, dați-l pune și pe talmazan aici, așa, pe de altă parte luăm Instagram-ul și le luăm pe rând. Spre exemplu, Instagram-ul la noi se asociază mai mult cu stories-ul. Fiți de acord. Când noi vrem să facem stories, rar puțini oameni se gândesc la Facebook. Iar când noi vorbim despre Facebook sau dacă vrem să scriem un mesaj, mesagerie, atunci noi vorbim deseori despre Facebook. Viber sau WhatsApp sau Telegram, da? Dar Facebook-ul este folosit mult mai des pentru a scrie mesaje decât Instagram-ul pentru a comunica mesaje. De ce? Când voi vă veți gândi clienții cum vă apreciază, vrem să generăm mesaje, spați în Instagram. Dar în Facebook o să fie mult mai conversional, pentru că la oameni s-au deprins să folosească Facebook-ul ca mesagerie. Dar, spre exemplu, Instagram este vestit prin influence marketing. Influence marketing-ul acum destul de popular, foarte popular ca canal, ca forță de trafic, mai ales de contractele voastre, nu spui one touch de 3, 6, 12 luni. Respectiv, aici noi avem elementul de influence marketing. Pe când, spre exemplu, postările în Instagram, cam slăbuți. Nu, genul, tu poți face o postare două pe Instagram, dacă mă-i mort acolo tot. Oamenii întâi se uită la tăți stories-urile, pe urmă, dacă se termină tăți stories-urile, trec în feed. Respectiv, noi avem un alt element, postări în Facebook. Și în Facebook postările deja, noi putem spunem că în Facebook postările acolo deja e mai logică. Noi chiar facem postări, o dată, două, trei ori pe săptămână, noi chiar promovăm aceste postări. Pe când în Instagram, rar când noi vedem sens să promovăm, pentru că impactul e niciun. Fundamentală diferențiere dintre Facebook și Instagram este P2P sau P2G. Da? P2P Facebook, P2G P2P Instagram, P2G Facebook. Ce înseamnă asta? Uitați-vă, pe person to person. Instagram asta este touchable. Asta este om, oameni, omenii, emoții. Da? Tell your story. Asta este când noi spunem oamenilor din numele oamenilor. Dar Facebook-ul este person to government, dacă vreți. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că întrebare la voi. Voi știrile priviți despre Facebook? Decernarea președintelui. L-ați văzut-o pe Facebook?
alegerile locale, rezultatele pe Facebook sau la televiziune, le-ați văzut? Adică voi citiți știri, voi vă informați, voi nu v-ați dus în story să căutați, să vedeți live-ul discernării președintelui, președintei. Noi ne-am dus în Facebook. Adică, ca platformă, Facebook, de ce zic carne? Că e însuși, îi mai, oamenii cred, noi prin Facebook putem să comunicăm mesaje mai complexe. Instagram, ca însuși algoritm, ca deprindere, el este mai laitovei. Dar, haideți să facem așa un fel de regulă, pentru ca să nu apară la cei care mă privesc, disconfort interior. Fiecare din noi are o experiență. Fiecare din noi are niște rezultate pe platforme pe care le-a livrat. Și voi spuneți, și vorbește Dima, eu în principiu am văzut un story stăt discernarea lui Maia Sandu. Съгласен, ты прав. Asta este excepție. Eu zic așa, se întâmplă când întâmplător o postare și eu fac numai postări și îmi vin și clienți, tot e ok. Întrebarea este, spate exemplul ăsta de-l maștabat la 100 de tipuri de afaceri. Aici la noi stau 88 de persoane. Pentru 88 de persoane, spate de dat un scenariu? Nu. Asta este excepție. Și dacă ați avut rezultat și dacă la voi Instagram lucrează ca main page, ca carnea, super. Dar dacă eu să dau sfaturi la 88 de oameni, atunci mai mulți să aibă succes dacă vor începe cu Facebook ca carne și cu Instagram-ul ca emoție decât invers. Chiar dacă la cineva poate să fie break. Așa că aici cu siguranță este element de testing, element în care noi vedem ce facem și încotro mergem. Ce avem noi încă aici? Noi avem în Instagram, noi de obicei, ia fiți de acord, când Instagram-ul tu faci un stories, la tine în cap deodată vine elementul că muști trebuie să editezi ceva. Deci Instagram-ul la nivel de asocieri ni se poziționează ca platformă care are instrumentariu și nu poți să pui o fotcă în Instagram fără să o editezi. Sau un stories. Nu genul, Doamne ferește să te vadă lumea așa cum ești. De jos că rudele suferă săracele. Dar înțelegeți, da? Crasivă e lițonic, tot ne-atmineau. Respectiv, în contextul ăsta, Facebook-ul deja cu noutăți, ceea ce spuneam mai recent. Noi spuneam că momentul vine că partea de știri, partea de informare, partea de noutăți. Și, spre exemplu, penultimele din blocul ăsta, primul este online sale și online business. Ce mă refer online sale și online business? Instagram extraordinar acum se manifestă ca platformă care vinde online. Spre exemplu, că aici cineva era cu, dacă nu greșesc, spune că am un magazin online, adică niște haine, niște rochițe, niște accesorii, niște bezdeluște, niște chestii, tot așa în online, împachetat în shops, în Instagram, trafic de la influencer și se vinde. Da, super, Instagram-ul e foarte predispus pentru asta. Dar Facebook-ul vinde business-ul. Deci Facebook-ul grow your business. Facebook-ul este, el poate să-ți creeze un dita mai sistem de business. Talmazan School, da? Sămțiți greutatea. Respectiv, în sensul ăsta, foarte mult contează ca voi să uniți aceste două elemente. Colegi, 88 de prieteni. 99, haide la 99. Ega, la 99 ați cântarea. Spuneți-mi, vă rog frumos, de la 1 la 100, pe cât de relevantă, ortografia, viteza, contentul, relevanța. Dacă voi sunteți aici, că ultimul și văd de un chat este Anastasia, a scris nu merge, eu mă gândesc că s-o gândit la glugă. Da, dacă nu merge chat-ul, faceți refresh, dar dați-ne un feedback de la 1 la 100. Care e situația la voi? Voi sunteți aici, tătii agoni, merge, nu merge, bun, nu bun, de la 70 în jos, asta să însemne de amul trăși de tăt, de la 70 în sus, можно работать. Haideți să vedem dacă este, este lume care e cu noi. Așa, Petru Ienache, 100 și cineva ne-a dat 200. Doamne ferește, a schic. Bun, dacă sunt minim 3, 4, 5 suflete care sunt cu noi, eu sunt gata să continui. Super, super, agoni. Vera, agoni, mersi. 90, Tatiana. Tatiana... Și n-am făcut eu. Pricioasca. De acord. Azi neahtung, pentru că barberul pe mâini e setat. Și... Slojna istorie, căroci.
Suntem, da, 87, oamenii îți duc, caroce, ne budit piesne. Sau faceți un story, spuneți că Talmazan are webinar și azi și, aici sta, 99 de cumătri cu gluga în cap. Ha, s-o. La 99 de oameni, 99 de cumătri cu gluga în cap. Noi mergem mai departe, mersi mult pentru feedback. Ce mai avem noi în contextul ăsta? Pe partea de promovare, diferențiere în format de Jobs to be Done. Cu siguranță swipe-up-ul, da? Fiți de acord. Swipe-up-ul, și apropo, mulți nu cunosc, cel puțin din experiența noastră, swipe-up-ul apare de la 10.000 de oameni. Tot asta e clar. Dar chiar dacă voi aveți un follower, swipe-up-ul se poate de obținut prin publicitate. De aceea, swipe-up este un sistem care azi lucrează foarte bine. Și elementul de swipe îl primiți sau de la 10.000 de followeri sau când setați publicitate, ați pus stories-ul clasic, ați pus promovează, i-ați pus link și la oameni se le apară cu swipe-up. De aceea, swipe-up este unul dintre funcțiile cu care ni se asociază nou Instagram-ul. Facebook-ul e click. Instagram-ul 1-3 minute, Facebook-ul 5-15 minute. Instagram-ul instant, Facebook-ul planificat. E că asta e interesant element. Instagram-ul mai mult este pentru instant. Amuie eu fac webinar și amuie eu zic, prieteni, noroc, îs 86 de oameni, piesne ne budet. Noi aici ne aflăm, dacă să fie 99, cântăm 99 de cumetri cu gluga în cap. Respectiv, instant eu vorbesc. Facebook-ul este, eu am terminat webinarul, am conștientizat că strategia, să știu, nu la costum, nu-i bună. Scriu o postare în care mulțumesc, în care, deci eu mă gândesc ce să scriu, eu contemplez, adică nu este așa, prost merg pe drum, fac o fotcă și arunc pe Facebook. Nu știu dacă faci cineva așa. Pe Instagram se întâmplă, o, trece unul cu bicicleta oranj, pac, ai fotografiat și anistre de nas. Adică elementul ăsta e foarte important să îl înțelegem că fiecare platformă, pe regulile platformei, poate să vă ajute ca voi să deveniți mai buni. Dalși. Mai departe mergem. Dacă sunt, apropo, cei de peste, din România, frați români, este cineva? Eu folosesc câteodată rusisme și am primit feedback-ul ăsta. Eu încerc să vorbesc mai frumos, mai românește, dar nu ne sprinește. Cer scuze, eu mă țin în galgoci. Dar mai sare câte un rusism. Respectiv, mobil și PC, și aici tot este foarte important, pentru că am ușa să meargă despre tehnica lift și trebuie să luați în vedere acest moment. Adică noi Instagram-ul îl abordăm ca versiune mobilă în primul și în primul rând și numai. Da, este și partea de mobile, desktop, da, acolo desigur că asta e bătaie de joc. Noi vorbim pe Facebook deja o leacă mai mult mobil, cu toate că 70% din toți oamenii folosesc de mobil și Facebook și Instagram-ul și Gmail-ul și tot YouTube-ul și tot ce mai este. Ultimele detalii ce vreau să le accentuez este credibilitate medie, credibilitate mare. E foarte important. Nu că e rău asta, nu că e ghini. Asta este ceea ce eu aș putea să deduc. Instagram-ul, contentul din Instagram, swipe-up-urile astea, influence marketing-ul ăsta, care e și carne, crasivă, dar credibilitatea e mai scăzută decât la Facebook. Eu mult mai ușor voi vinde doar pe Facebook, mai ales dacă produsul este complicat. Când vorbesc de credibilitate, nu ne trebuie tare mare credibilitate ca să cheltuim un dolar. Dar un cotej de 300.000 de euro, acolo nu o să cumperi de la primul pe care l-ai întâlnit anunț publicitar. Da, eu am avut o situație, un cottage din Moldova se promova și eu am făcut așa o chestie, este posibil. Din contul de publicitate, tu promovezi pe Facebook și chiar dacă n-ai cont de Instagram, și aici atenție, pentru că poate cineva se prindă pe acest moment, chiar dacă n-ai cont de Instagram, Facebook-ul îți creează un cont provizoriu. Dacă pui placement, poziționarea Instagram, el îți creează un cont provizoriu tipa Instagram. Îți ia logotipul de la Facebook și îți creează cont de Instagram și îți arată publicitatea în Instagram. Eu văd acest cottage, fac swipe
Și acolo e lead generare, gen vreau să-mi iei contacte. Și eu zic, dar de să văd cotejul, eu vreau să văd mai multe poze. Și clichez pe imagine. Când clichez pe imagine, nu se clichează, pentru că nu există așa cont de Instagram. Și atunci eu am spus că, da, nu. Nu că eram gata să cumpăr, dar credibilitatea mi-a căzut. De ce? Dacă voi și vă promovați cu Instagram, promovați cu contul de Instagram, cu oamenii o să treacă către cont și acolo să vadă cele o postare pe săptămână care o să le arăte argumentele că voi sunteți vii, existenți și trăiți fericiți. Respectiv, elementul de credibilitate în Facebook e mai mare. Despre tehnica lift vrem să vă povestesc și tot spuneam că e foarte mult contează. Ea ține de elementul psihologic de utilizare a platformelor. Ce înseamnă asta? Când noi facem research, scrolling, folosim, utilizăm produsul, Instagram întotdeauna este la noi în palmă. În mai mare parte. Da, și Facebook-ul este. Dar Facebook poate fi la lucru și la calculator. Sau la tabletă, sau la notebook, nu contează. Însă Instagram-ul, 99,9%, el la noi este în palmă. Eu am făcut paralela asta cu liftul, este că atunci când în ascensor noi intrăm, noi, după ce intră câțiva oameni, noi începem să simțim această zonă personală. Da? Este un spațiu limitat, un spațiu în care noi încercăm să... Nu ne place când sunt mulți, mai ales amuia când e COVID-ul, că e precis unui bolnav. Respectiv, Instagram-ul întotdeauna se află ca în zona asta. Instagram-ul se află întotdeauna în zona mea personală. Pe când Facebook-ul, spre exemplu, el stă la o distanță de vreo 20-30 de centimetri și eu am o barieră vizuală între mine și monitor. Dacă încă voi stați drept cu spatele, cum spune în cartea de spatele tău este viața ta, atunci voi puteți să vedeți că voi aveți un fel de scut. În Instagram nu-i. De ce vă povestesc acest lucru? De ce este important acest lucru? Contentul pe care tu mi-l arăți mie în Instagram, mai cu seamă publicitatea care tu mi-o arăți în Instagram, nu poate să fie agresivă. Eu nu trebuie să văd publicitate în Instagram rece, în audiență rece. Adică tu pur și simplu arăți un brand necunoscut unui om în stories și el și face swipe, next. Voi, fiți, dați-mi un plus sau minus, dacă sunteți de acord sau nu. Când voi vă uitați în stories și vă uitați, Mașa mănâncă, Pietea aleargă, Galea doarme, doar toți avem drujdiște, da? Larisa ca e la mare, și încă mai avem aici, de care personaj în viață avem. Și pac, vouă vă pare că caieta publicitate. În primul rând, ție e nu-ți trebuie, pentru că ați crească și așa. Și tu ce faci? Tu nu știi cine e asta, tu faci next deodată. Dar Doamne ferește, în noapte, ferească-ți Sfântul, și în noapte, dar noaptea noi cum ne uităm? Noi așa ne uităm, da? Eu de mult vreau să ne iau de asta, știți, este așa o prișepcă, o pui pe marginea patului și așa, ți-o pui în față și tu poți pui telefonul ca să nu, să nu doar gât, cu te pui pe burtă, capul e ca așa și telefonul stai, faci next, swipe, swipe, cine se regăsește, da? Respectiv, și voi stați în tătă biezna asta din întuneric, faceți check-ul la toți drujii voștri și pac, vouă vă enumerește dinții before and after de la stomatologia X Smile Plus. Da? Țineți minte dinții ăștia, de parcă acolo e smoală o turnat. Eu nu știu dacă există dinți de ăștia. Și după asta erau dinți frumoși. N-afic nu ieși dinții și frumoși. Eu nu cred că există așa dinți. Adică tu ca agenție, nu tipa tu arăți așa dinți ujasne? Încât eu am impresia, tipa, asta e contingentul tău. Nu, tipa, la mine, nu e așa. Chiar dacă la stomatolog nu ne-ar strica să mă duc. Respectiv, când voi intrați în zona mea personală, în Instagram, cu ceva ce creierul meu, nici nu ignor total. E ca Cristina spune adevăr. Deci, pur și simplu next. Nu contează că e bisplatna consultație. Nu contează că sunt peste drum de mine. La mine, creierul meu se duce în stories să se relaxeze.
spre exemplu, TikTok-ul, da? Slovo. Cine are TikTok? Ia puneți-ne un plus cine are TikTok. Nimeni? N-avem așa. Trebuie să botezați? N-avem oameni cu TikTok? Sunt vreo doi nebotezați. Respectiv, TikTok, eu sper mult că voi mă urmăriți în TikTok. Talmazan.media, intrați măcar din șudă, fășeți-ne și dați-ne un follow. Respectiv, ce facem noi cu TikTok-ul? Noi în TikTok ne ducem ce? Să învățăm ceva? Noi în TikTok ne ducem să ne uităm la vreun interviu? Noi în TikTok ne ducem să citim ultimele știri? Nu. Dar să dau un cadru mai aproape, că așa. Noi în TikTok ne ducem să tupim. Adică, eu în TikTok, când nu ne som deschid și un ceasic, eu ne garantat că eu voi deconecta tot 7 ani de acasă, cultura, MBA-ul. Și eu prostă astupiesc cu plăcere. Da? Acolo, tot e atât de nepoziționat, nu e clar, și în același timp interesant. Apoi, ca în istoriesuri în Instagram, este și așa chestie. Nu, gen, noi nu, când noi întâlnim content agresiv, nu e bine. De aceea, storiesul eu recomand voi să-l folosiți în remarketing. Instagram. Deseori să-l folosiți ca gen, omul a fost la voi pe site, omul a fost la voi pe pagină, arătați-i remarketing oferta. Gen, el deja v-a văzut, el deja vă știe, el deja a făcut cunoștință cu culorile logotipului vostru, el deja știe măcar cu ce voi vă ocupați. Atunci dați-i un remarketing pe Instagram. Deci nu intrați cu audiența rece. Rar când se recomandă elementul ăsta. Ce calm vorbesc eu. Poate să fiu un psiholog. Sau un psiholog. Mergem mai departe. Mai departe, că eu adorm dacă vorbesc încet. Mai departe, după criteriul după care voi o să luați decizia cum să lucrați în Facebook sau Instagram, o să fie statisticile. Asta e foarte simplu. Asta foarte repede să trecem peste categoria asta. Pentru că aici voi trebuie să înțelegeți. Unde voi trebuie să fiți? În Facebook sau Instagram? Unde mai mult? În Facebook sau Instagram? Dar unde e clientul vostru? În Facebook sau în Instagram? Adică, voi pur și simplu faceți scanning-ul la rețele sociale, știți avatarul clientului vostru, știți main target-ul și segmentul de aur a business-ului vostru, ați deschis statistica. V-ați uitat, Facebook. Și cu Facebook, total în lume, în general, pentru noi un interesant, haideți să vedem și cu Facebook-ul. Facebook avem 1.100.000, asta noi vedem statistici luând în vedere perioada, nu-i 2021 deja. Noi avem utilizatori de gen masculin-feminin, feminin 57, masculin 42. Noi avem 32% din toată populația sunt Facebook, din toată populația Moldovei. 32% sunt în Facebook. Frecvența, în medie, un om și fașii, femeile pun 26 de like-uri, bărbați pun 12 like-uri, total în medie 18 like-uri pe lună se pun la postare. Acum uitați-vă, contextul nostru cultural spune că, în medie, un cetățean pune 18 like-uri pe lună, adică un like la 2 zile. Bărbații pun 12 like-uri, adică un like la 3 zile. Femeile pun 21 de like-uri, adică tare multe like-uri. Și pe restul, click, ads, tot noi vedem, da, pe reclame, 19 reclame, 22, adică noi vedem o statistică. E vie audiența. Noi vedem în Facebook audiența e vie. E clichează, e comentează, e share-uiește, e este activă. Respectiv, dacă să ne uităm la Instagram, ca vector, dar aici la audiență, haideți să ne uităm. Noi vedem audiența 13-17 ani, 19%.
Nu, 18-24, 19%, 25-34, 30%. 50% este audiența 18-35. Da? 18-35 peste 50% este audiență. Dacă la voi audiența este 20-40, aveți peste 40% din audiență, din acel milion. Aveți 400.000 de oameni. Plus minus, da? Respectiv, voi înțelegeți, aha, ei clichează, ei sunt acolo, ei sunt acolo. Mergem mai departe. Dar și cu partea de sexul, tot понятно, amuia la noi sunt 1.300.000 și mai departe Instagram-ul. Cu Instagram-ul care este situația? Statistica. 600.000, 19% din populație, 57 femei, 42 bărbați. Care e situația? Și ia uitați-vă, statistica o leacă e diferită. Noi avem 18-24, 32%. Acolo 18-24 erau 19%, aici sunt 32% de oameni îs cu vârsta de 19-24. Dacă noi vorbim de vârsta 25-35, sunt 30%. Adică vârsta 18-35, dar dacă luăm 20-40, noi vedem că noi avem peste 60-70% din populație cu vârsta 20-40. Și un segment interesant este vârsta 13-17, 12%. 12% asta sunt 60.000. Asta nu-i puțin. Respectiv, când noi luăm decizia, dar unde zicem, cine zicem, cu Facebook sau cu Instagram? Unde mai mult, în Facebook sau Instagram? Analizați statistica. Analizați statistica în baza audienței voastre, pentru că asta este foarte important. Noi avem acum în contul de publicitate 830.000 de oameni disponibili cu vârsta 13-65 către afișare publicități. Respectiv, asta este foarte, foarte mult, foarte important să luăm în vedere că noi avem anumită cantitate de oameni, acești oameni sunt vii, îi clichează pe reclamă, îi dau like, îi dau share cu anumită frecvență, desigur că. Respectiv, dacă voi așteptați că la voi să știe multe like-uri, ele n-a să știe pentru că natura moldovanului, contingentul nostru cultural, nu dă like-uri. Nu dă like-uri, nu dă follow. El dă un follow la o pagină pe lună. Nu a dat Zuckerberg nouă multe. O dat limitat. 30 de ani ai 60 de follow-uri. Atât. Adică noi nu suntem tare darniși la chestia asta. Vreau să mergem mai departe la un topic foarte, 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 foarte important, pentru că timpul se scurge și repede timpul se scurge. Subiectul care o să-l discutăm mai departe este despre audiențe. Audiențele must have, eu vă rog foarte mult. Camera 3, blijnii cadr, mă uit la voi, sper că mă vedeți și mă auziți. Audiențele sunt activul de bază a business-ului vostru în anul 2021. Ai, ceac! Și unul a plecat, era 87, mai sunt 88, era 87. Audiențele sunt ceea ce voi trebuie să salvați, utilizați, analizați și pentru remarketing și pentru concluziile pe care voi le faceți. Audiențele sunt ceea ce voi investiți. Oamenii nu iau decizii deodată. Haideți să fim sinceri. Stimați colegi, stimați antreprenori, nu trebuie, trebuie așa. Stimați colegi, stimați antreprenori, eu vă rog foarte mult să ascultați o idee crucială legată de social media. O idee care eu deja de ultimii ani tot încerc să povestesc pentru că eu mă aflu în aceeași situație. Eu sunt antreprenor, eu am încă două afaceri. Pentru afacerile cele, eu tot setez publicitate. Și dacă ar fi problema doar în setarea publicității, apologic ar trebui că la mine tot e gine. Dar la mine nu chiar tot e gine. Eu tot am probleme. Eu tot am necesitate ca să ajusteze unele procese, ca să vină mai multe lead-uri. Dar nu se întâmplă. Deci știți de ce? Pentru că omul nu e decizia deodată. Pentru că noi facem publicitate azi, iar oamenii cumpără peste jumătate de an. O parte din voi vin la webinar a doua oară sau a treia oară. Noi desigur că avem cursuri de instruire, noi desigur că avem Mentor My Business, noi desigur că avem consultații gratuite. Tot asta este și o parte din voi știu. Dar n-ați cumpărat. Dar eu banii am cheltuit pe marketing. Atunci, în ce e problema?
Și eu vă spun ce e problema. Problema este că dacă voi nu ați luat audiență, voi sunteți la mine în audiență, voi sunteți în audiență de remarketing, voi să mai vedeți niște alte webinare, voi să vedeți niște alte elemente gratuite, voi să gustați produsul Talmazan School și dacă calitatea lui e bună, banii se vor merita. Dacă eu vă asigur vouă că voi într-un an de zile puteți scoateți de 10 ori mai mult investiții prin programul Mentor My Business, atunci nu contează cât costă el. Fix acest lucru trebuie să luați voi în calcul pentru afacerea voastră. Adică voi sunteți acei care setează publicitate. În partea cel de monitor stau oamenii către cărora voi vă adresați. În acest moment voi sunteți acei care stați pe partea celălaltă de monitor. Apoi, deși ei trebuie să convertească, dar voi mai nu vă convertiți. De ce peste 15, 20, 30 minute când se termină, eu spun, ok, dau o ofertă, lătăți programul start la ofertă exclusivă. Din 85 de oameni, a să înregistreze 3. De ce nu 50? E important de luat asta în vedere. Audiența este un organism viu care nu ia decizia instant. Pentru asta voi trebuie să o creați în contul de publicitate, să o salvați și să lucrați cu dânsa. Pentru că nu ajunge argumente. Prima oară te-am văzut, de unde să-ți dau bani? Deja am cumpărat, pentru ce să-ți dau bani? Ne trebuie, dar nu-i mai trebuie, pentru ce să-ți dau bani? N-am bani, de unde să-ți dau bani? Zeci de motive de ce voi nu cumpărați de la mine, zeci de motive de ce eu nu cumpăr de la voi. Respectiv, dacă noi vorbim de audiență, vă dau câteva sfaturi și vă rog mult să le luați în calcul. Una din audiențe, sau... Unul din procese pe care noi le vom face cu audiența este analitica audienței. A doilea proces, noi vom lucra o campanie de remarketing, retargeting, numiți-le cum vreți. Respectiv, două procese o să se întâmple cu audiența voastră. Voi o veți analiza și voi veți retargeta sau veți merge în remarketing. Respectiv, ce fel de audiență? 5 audiențe în Instagram. Must have 5 audiențe în Instagram. Ați intrat în contul de publicitate? Ați găsit Instagram Audience, audiență personalizată, audiență Instagram. Și în audiență Instagram este persoane care au vizitat profilul, toate persoanele care au interacționat cu contul, toate care au interacționat cu postările, toate care au trimis mesaj, toate care au salvat postarea. 5 audiențe must have să le creați. Spre exemplu, ați făcut voi publicitate, vă au scris ultimele 3 luni de zile 500 de oameni în Instagram. Dar vânzări au fost vreo 50. Ce facem atunci? Ce s-a întâmplat cu cei 450? Ok, dacă ai un CRM, ok, dar indiferent de. Ai făcut audiența. Toți cei, uitați-vă, din lista ce una e bifată și mai jos este orice postare, orice vizită, orice interacțiune și penultimul, persoane care au trimis un mesaj contului tău. Adică dacă eu creez această audiență, eu pot seta publicitate numai pe această audiență. Numai celor care au trimis mesaj. Și campania mea n-a să fie generală, dar eu încă pot să iau ultimele 20 de zile care mi-au scris. Și eu știu că în perioada asta eu am promovat oferta 2+1 și spun că te mai gândești? Am discutat cu tine recent. Mai sunt 3 zile de ofertă, dacă ești decis, te rog mult, răspundem la acest mesaj. E personalizată comunicarea. În Facebook sunt 6 audiențe. La fel, audiențe, audiență personalizată, pagina de Facebook. Aici este o listă întreagă de audiențe pe care voi o vedeți. Site, aplicații, deci mai multe sunt. Clip video, noi vorbim mai de Facebook. Main, nu trebuie să aveți site. Dacă aveți site, trebuie să le aveți. Aici sunt 6. Toți care, toate interacțiunile care au vizitat pagina, e că aici e elementul, o vizitat, el nu m-a deschis pagina voastră de Facebook și voi de-am puteți să-l luați în audiență. Este eveniment, el nu m-a deschis evenimentul. Spre exemplu, ca moment de cei care lucrează cu events, înainte era genul click-ul. Dacă o clicat pe bilet, îți puteai lua în audiență. Mai nu m-ați deschis. E că este evenimentul, s-a lansat, Talmazan, webinar. Voi ați apăsat, ați deschis evenimentul. Nu contează ce ați făcut mai departe. Eu de-am pot să vă iau un remarketing în lucru. Cum corect targetăm pe Facebook?
Rodica Crudu. Este programul Master Ads. Două luni de zile învățăm cum corect să targetați pe Facebook, cum să faci reclama, business manager, audiențe, pixel, CTR, CPC, CPM, cum să lucrează cu publicitatea când ai un buget mai mare de 100 de euro. Respectiv, nu pot în 3 secunde să spun cum în 2 luni. Dacă formulez întrebarea altfel, poate îți dau un tips and tricks. Dar așa să-ți răspund, e greu, nu știu cum corect. Trebuie corect. Corect se setează corect. Înțelegi, da? Așa. Respectiv, noi când vorbim de audiență, ele sunt must have. Neapărat verificați dacă social media managerul vostru o creat tot momentul ăsta. Am eu o frază care v-aș ruga voi să scrieți aici, în comentariu, ce concluzii pot fi trase la acest moment. Cum credeți voi ce concluzii pot fi trase la acest moment? Eu vreau voi să dați vreo două, trei fraze. Eu am câteva concluzii. Și ele sunt legate de câteva insight-uri pe care eu le-am luând în vedere lucru. Asta este că Facebook-ul și Instagram-ul sunt două rețele sociale total diferite. Ele au total diferită abordare la nivel de instrumente și utilizatorii au total atitudine diferită față de aceste rețele sociale. Nu este mai bună sau mai rău. Ele trebuie abordate ca două identități, individualități, care au caracter, eu desigur zic ca două femei diferite. N-ai drept să duci cu aceleași pricoale la ambele. Pentru că una îi place, la alta nu. De aceea, când o să vă decideți, analizați momentul ăsta. Luați elementul de audiență care îți diferite și ele o să vă ajute să înțelegeți audiența voastră și să o retargetați. Când n-aveți bani și vreți să vindeți pe ultima 100 de metri, neapărat retargetați toți care au intrat pe site, care au deschis eventul, care au privit video 3 secunde, 10 secunde, 15 secunde, care au clicat pe un anumit buton, care au scris mesaj, care au deschis pagina, care au interacționat, au pus like, share, comment, nu știu ce. Ei deja sunt oamenii calți ai voștri. Ei deja sunt oamenii voștri care au trecut o barieră ca să interacționeze cu voi. Nu-i pierdeți. Nu-i pierzi nici de cum. Așa, creându-i astfel de audiențe, îți fidelizezi cumva potențial consumator, tu ajungând iar și iar la ei, Ana Moraru zice. Da, și foarte bine ar fi ca remarketing să mergi nu numai cu vânzare, dar dați ceva exclusiv pentru cei care v-au scris mesaj. Dați-le un content sau un cadou. Cunoștința este că poți depune foarte multă muncă, însă dacă nu alegi platforma potrivită, ție în zadar te aștepți la rezultate, Ana Maxian spune. Da, se poate și așa de formulat. Tu poți depui forță să săi ca nebun într-un loc, când trebuie să săi în alt loc și nu săi, dar să prășești. Adică, pe platformă trebuie de... E bun exemplu ăsta. Luați, dacă ești bărbat, ia-o ca o femeie, dacă ești femeie, ia-o ca un bărbat. Podход este așa un cuvânt. Abordare trebuie să fie total diferit. Atent, subtil, și fără grabă. Că dacă ați vă grăbiți, ați o sperieți. Asta pentru ești mai tineri. Ce încă acolo noi avem? Noi avem forme și posibilități de colaborare. Noi să avem mușă sesiuni de întrebări, răspunsuri. Eu deja sunt pe acolo. Ce avem noi aici? Adică noi în interiorul acestei platforme, noi avem și încă și formate diferite. Respectiv, aici noi avem în Instagram, promovarea 4-dimensională. Promovarea 4D, care presupune în feed, în lentă, da? Avem în stories, avem în live și avem în IGTV. Avem 4 dimensiuni care, prieteni, dacă sunteți pentru Instagram, dacă sunteți în Instagram, nu trebuie doar pe feed să lucrăm. Strategii trebuie și postăm în lentă, și postăm în stories, când facem live-urile și postăm în IGTV. Fiecare platformă, din păcate, are nevoie de o mini-strategie pentru ca tot să se întâmple cum trebuie. Acum, întrebare. Cine din cei prezenți
are nevoie de Instagram și este gata să se promoveze și ar trebui să se promoveze cu strategie 4-dimensională și trebuie să înțeleagă mai bine. Cine? Pentru cine este relevant ca postările în feed să fie mai logice? Pentru cine este relevant să învețe și cu stories-urile astea? Cum se editează ele? Și aplicații sunt? Și sisteme de live-uri? Cine nu înțelege și cu IGTV-ul ăsta? Este doar Alexandra sau mai sunt mai mulți? Vă înțelegeți că un exercițiu, un element pe care voi corect nu-l faceți, voi pierdeți sute de lei sau sute de euro sau nedazarabatvăit este în rus așa un element. Voi nu câștigați mulți bani sau business-ul care îl administrați din cauza că voi ați luat o poză din Facebook, ați postat un stories, acolo e pe mijloc apare, jos așa text și conversii nu-i. Nu-i pentru că nu-i nativ. Vedeți cum arată Facebook ce trebuie să fie. Stories-ul să fie full. Postarea să fie conform dimensiunilor. Azi, cei care mai rămân, o să vă dau și dimensiunile care trebuie de folosit în contextul ăsta. Pe lângă partea de conținut, noi putem să facem publicitate. Publicitatea la noi poate fi și în feed și în stories. Noi putem să facem și boost post și noi putem să facem și boost stories. Toate cu ajutorul contului de publicitate de la Facebook. Respectiv, în Facebook, pe de altă parte, noi avem câteva formate. Noi avem formatul video, planșe, carusel, colecție, live-urile și mai sunt încă câteva. Adică Facebook-ul la fel are anumite instrumente. Facebook-ul în firea lui Instagram-ul, live-ul în Facebook, total altă approach are. Colecțiile, extraordinar lucru, muia cu online shop-ul. Cu tagging-ul, ați văzut postările astea când tu vezi o poză și stai, spre exemplu, un costum, pe dânsul tău un punctișor, tu apeși punctișor și apare catalogul. Extraordinar, planșa, caruselul și o spălăria. Instrumente care aduc vânzări, vizibilitate, care sunt prostă și carne. Și noi nu le folosim, noi prostă până la urmă, dacă vă uitați la voi în lent, acolo continuu este poză, video, poză, video, poză, video. Instrumente, uitați-vă câte instrumente publicitare există în Facebook. Atribuite și valabile și pentru Instagram. Noi avem brand awareness, reach, traffic, engagement. La engagement este boost event, boost post, like page. Pe urmă este app install, video views, lead generation, message, conversion, catalog, traffic store. Toate acestea sunt instrumente care sunt disponibile voi azi să setați. O bifă, din experiență, noi am făcut sute de audite. Sute, credeți-mă, pe cuvânt, sute de audite care au demonstrat că o bifă nu a pus unde trebuie și a pierdut 100-200-300 de euro. Cine din voi, din întâmplare, din dorință sau din necesitate, se promovează până acum Moldova All 16-65 plus? Ia puneți în eu. Sau puneți nu. Hai, da, vă promovați Moldova All 865? Nu, nu vă promovați. Da, dacă v-ați promovat înainte, dar de-amă nu vă promovați, scrieți, nu da. Hai, vă rog, dați-mi feedback. Eu simt că voi sunteți de-a mei. Aici care ascultă despre SMM, pe urmă se duc acasă, implementează, să povestesc la șef, am fost la un training. Tare bunișor. Nicăr am înțeles, dar tare interesant a fost. Nu, da, aha, nu, da, este cineva? Este. Nu, tăți, nu. Nu, da, nu, da, nu. nu, da, 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 nu. Restul care nu a răspuns acolo e da, tipa, da? Sau, văpșe, a, idei n-am, e ca numai asta am răspuns, idei n-am despre ce vorbești, da? În publicitate, când noi setăm, există așa un moment, alege cât cine se vadă. Și spune, alege vârsta și tu alegi. De la 13 unele situații sau mai des de la 18 până la 65 plus. Și alegi locația. Și tu alegi Chișinău sau Moldova sau Chișinău plus 30 de kilometri. Greșeala cea mai mare este când se întâmplă că voi alegeți o audiență foarte mare, iar banii voștri sunt puțini, ori produsul vostru nici nu se livrează în regiunea unde se arată publicitatea. Voi nu sunteți în situația când business-ul vostru
cu 100 de euro să lucrezi pe toată Moldova. Lui la ciocană dacă îi ajunge buget pe lună, deamă și ghine. Pentru că bugetul azi a unei pagini de social media mai jos de 200 de euro, el nici nu dansează în concurență. Dacă Mares are concurență, e de la 500 de euro în sus. Pe lună. 50 de euro asta, ce, voi nu faceți reclamă. Pentru că acolo nici nu dansează bugetul. Voi mai mult pierdeți decât câștigați. Mai mult timp pierdeți pentru setări. Sau dacă mai luați specialiști care costă 100, 200, 300 de euro, voi mai mult lor le plătiți decât bugetul. Respectiv, e ca elementul ăsta de publicitate și platforme. Dacă voi sunteți specialistul și azi eu vorbesc, dar voi spuneți, băi, interesant, n-am știut, trebuie să mă gândesc la asta. Sau spuneți, n-am știut, vapșe. Nu contează, sunteți director, sunteți student, sunteți media manager, vreți pentru propria afacere, vreți să vă învățați asta, vreți să lucrați în industria asta. Voi must have trebuie ieri, să intrați în YouTube și scriți how to set up a Facebook campaign sau how to optimize your results. Adică trebuie neapărat să săpați pentru că altfel timpul atât de repede fuge. Că businessul vostru poate a pierdut anul trecut câteva mii de euro, n-a câștigat. Și câteva sute pur și simplu s-au dus pe apa sâmbite pentru că setările nu au fost corecte. Lucrați nativ. Fiecare platformă trebuie să fie nativ. Când zic nativ, asta înseamnă că mărimile și designul trebuie să fie nativ. Faceți poză, faceți screen-uri. Poate dacă vreți, o să ne gândim, poate să vă dăm toate mărimile astea. Dacă voi vreți, puteți scrieți vreau sau nu vreau să vedem. Dacă trei oameni vreau, o să le găsească în internet. Dacă vor mai mulți, poate le dăm. Toate mărimile, cum se face la noi tot contentul. Fiecare platformă, asta vine din partea platformei. Fiecare platformă are mărimea sa. Cum să arăte video din dreapta, cum să arăte video din stânga, cum să arăte postarea, cover-ul, stories-ul, mamsa, tatu, IGTV-ul, tăți. Toate momentele astea au loc a fi. Vreau. Vreo trei vreau. Cine vrea, scrieți-mi în Instagram mie. Faceți un stories. Știți oameni. Faceți un stories. Spuneți părerea voastră despre tot evenimentul ăsta. Și scrieți-mi, Dumitru, vreau mărimile. Și eu vă dau un link unde sunt mărimile. Ok? Ca să nu facem mult tam-tam, cui e trebuie, așa ne scrie. Vreau să fiți foarte atenți acum, pentru că urmează un element important legat de concluziile acestei serii minunate care am petrecut-o, deja o oră și 13 minute stăm. Concluzia de bază, concluzia în baza căreia, dacă vreți, luați concluziile și săpați singuri. Sau poate, dacă vreți, haideți împreună să săpăm. Prima concluzie care vreau eu să vă propun, asta este focus și calibrare. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă nu aveți bani, nu vă promovați și în Facebook și în Instagram, promovați-vă doar într-o rețea socială. Dacă vă ajung bani și timp, migrați și la altă platformă. Deci primul element, focus și calibrare, este must have să fie în comunicarea voastră. Al doilea element, nu contează unde. Nu contează pe ce platformă planificați să lucrați mai departe. Contează altceva. Contează cui o să-i atingeți mesajul. Contează ce veți arăta acestui om, acestui segment. Contează dacă voi veți adapta calibrarea la mărim și o să arăte asta normal. Contează foarte mult consecvența. Nu odată și pe urmă gata, dar să facem asta stabil. Contează bugetul, dacă o să promovăm sau nu. Contează, o să facem noi analitică sau nu. Pentru că diferențele sunt un plus dacă noi o să le folosim corect. Adică diferențele între Facebook și Instagram sunt foarte fainele să le sincronizăm într-o platformă. Dar dacă nu avem resurse, alegeți una. Dacă vă mai apar resurse, mai luați și TikTok-ul, mai luați și YouTube-ul, dar nu uitați că ele tot sunt cu caracter.
Ca să lucrați în Facebook și Instagram și să aduceți rezultat afacerii voastre, să născociți o profesie pentru voi, să faceți un ban grămadă, să lucrați part-time, outsource, freelance, la companie să fiți mai demn. Trebuie să vă dezvoltați în direcția asta. Ce înseamnă să investești 100 de euro pe an? 10 euro, 200 de lei pe lună. Adică, ce înseamnă asta 200 de lei pe lună când tu vrei să câștigi 10.000 de lei? Jumate din tăți care vin la noi se angajează când întreg salariul e vreo 10.000 de lei. Și când întreg câți bani tu ai investit în tine, îți spune întrecut un curs de 100 de euro. Adică tu investești pe tine 200 de lei, dar vrei 10.000 de lei. Nu, tipa, caleanul la tine costă mai scump decât investiția în creierul tău, care pe lângă faptul că tu îți crești abilitățile, tu încă și mai bei cafea la oamenii ăștia când te duci la cursuri. Dacă vreți să lucrați în domeniul social media, pentru mine e încă o întrebare pentru voi. Întrebare nibes carăste. Cine este gata azi să implementeze instrumentele noastre? Cine este gata azi să pășească în lumea social media? Cine vrea să pășească în lumea social media? Cine ar vrea să devină social media manager? Să înțeleagă și fac băieții lui în social media. Ești director și nu știi cum să controlezi. Cine vrea poate să înceapă o profesie nouă? Cine vrea să crească în zona asta? Să înțeleagă despre ce am discutat eu azi la o scară mai largă? Puneți-ne un plus. Cine ar fi gata azi, amu, dacă eu v-aș da o ofertă, dacă eu v-aș da o oportunitate unică, ideală, ciotcă aia? Nu, bisproigrăși nu-i variant. Și trecând teta asta, voi ați scoate rezultat. Cine ar fi azi gata să dedice în următoarele 3 luni de zile, 10 zile, seara, și peste 3 luni de zile să iasă cu un rezultat bun, peste o luni de zile să iasă cu un rezultat pe o platformă, peste o luni de zile să iasă cu un rezultat pe altă platformă, peste încă 2 luni de zile să iasă încă mai bun? Cine are acest timp, dorință, ca în 2021 să facă ceva mai mult decât a făcut în 2020? Eu aștept plusurile voastre. Cine? Vedem 1, 2, 3, 4, 5, din 75 de oameni. Haideți, 75 de plusuri trebuie să știe. În rest, cei care nu scriu, ori nu vă-i comod, ori vă-i oarecum, pentru plus bani nu se șere. Dar mai ales dacă ați scris numele tipa fake, vă și puteți spune, eu sunt gata, mâine să cumpăr compania ta Amazon School. Ok, eu văd o masă de oameni care sunt gata. Spre exemplu, să ne imaginăm, să facem un exercițiu de imaginație. Acum sunt foarte mulți oameni care vor și voi spuneți, eu vreau, am auzit, vreau. Mai departe urmează următorul etap. Pe lângă dorința ta de a face, vreau să-ți răspunzi la două întrebări. Primul, câți bani vrei să economisești pentru business-ul tău dacă ești antreprenor? Câți bani vrei să-ți crești salariul dacă ești angajat? Sau câți bani vrei să câștigi dacă ești freelancer? Imaginează-ți că ție nu-ți ajung conceptul despre pixel, despre audiențe. Imaginează-ți că business managerul setarea la companie costă 200-300 de euro ușor. Și tu asta știi sau nu știi să faci? Respectiv, dacă voi vreți, atunci nu-mi rămâne decât să vă povestesc despre ofertă specială. Colegii mei o să adaug în curând un link și el acum e că rămân cei care au pus plus, acei precis rămân. Ceilalți puteți să vă pregătiți întrebările, pentru că acum o să fie sesiuni de întrebări, cu drag vă răspund la problemele voastre existențiale în social media sau poate ceva nu a fost clar. Dar pentru cei care sunt acum în webinar și ați scris eu vreau, atunci întrebarea mea este, dacă pentru voi aici 200 lei, dacă nu e vieți, nu tipa întrebarea, znați voi și unii dărăsli. Nu tipa 200 lei, mai gine bem o margarită, decât să creștem capacitatea noastră. Respectiv, noi avem câteva oferte pentru toți cei care o ajuns în webinar, are nevoie de partea de instruire și vrea să aducă un rezultat.
Prima ofertă este pentru cei care vor să aibă abilități în Facebook. 10 lecții video înregistrate. Un workbook, un caiet. 200 de pagini care costă 25 de euro, care intră. Grup, ședință, lucru în Zoom. După care vom studia despre pagina de Facebook, conținut, creare, despre postări, content, tipologie, caracteristici, instrumente, securitate. În loc de 99 de euro, prețul nostru standard, 79 de euro. Vă spuneam despre cel element de tu iei un curs Facebook Start unde nu înțelegi nimic și poți deja să faci postări și share bani lunar în care tu investind în el, investești vreo 100 de lei pe 200 de lei pe lună. Mult puțin, nu știu dacă o să trec pe categoria aceea de scump sau zona asta. Cei care vor pe Instagram, avem la fel oferta asta, workbook-ul și două ședințe în Zoom până la 3 ore, unde o să vorbim tot ce ține de pagina de Instagram, de tot ce ține de cursul de aplicații, de stiluri, întrebările, plus fiecare din cei care trec Facebook sau care trec Instagram, nimeresc într-un grup de mentenanță lunară. Voi încă după asta, un an de zile cu mine lucrați. Veniți cu întrebări, veniți cu răspunsuri pe direcția asta. Și cei care vor și Facebook-ul și Instagram-ul, Facebook Start și Instagram Start, avem oferta de 140 de euro, 2800 de lei, asta cât? 10 zile câte 200 de lei. Iată, prima câte 100 de lei, a doua îi 200 de lei pe lună. Voi aveți butonul. Voi trebuia să vă apară butonul, verific dacă el a apărut sau el nu a apărut. Iată butonul a apărut, l-am activat eu. Voi acum trebuie să aveți un buton în care voi aveți posibilitatea să vă înregistrați și să vedeți posibilitatea de în folosirea ofertei date. Noi să facem tare rar training-urile, adică la noi se primește că partea de instruire o să fie odată la 3 luni. Cei care următoarele 3-4 luni de zile vor să lucreze deja și credeți că vreți la noi să treceți instruirea, dar unde în altă parte, da? Adică încercați să beneficiați acum de ofertă. Vreau să rog cei care sunt înregistrați, scrieți în comentariu acum, m-am înregistrat. Vreau chiar să văd câți din cei care sunt prezenți acum doar trec și vizitează sau s-au înregistrat chiar. Butonul voi îl vedeți? Dacă voi credeți că partea asta de, nu știu, cei care în 72 de ore puteți dați un avans, voi puteți salva prețul. Dacă nu vreți să beneficiați pe urmă de oferta a prețului vechi. Dacă vouă vă pare că e scump, vă spun 100% că investiția se răscumpără. Se răscumpără pentru că noi avem deja experiență zeci de, ea ca Ina Lungu scrie. Ina, recomand tuturor cursul Tramzan, le-am învățat pe toate, într-adevăr, așa, super, Irina, mulțumim foarte, Ina, mulțumim foarte mult. Poate mai sunt cei care au învățat, scrieți feedback-ul, poate oamenii spun, dar ăștia să nu fie lecții, este lecție video, avem și lecții înregistrate și lecțiile Zoom. Deci este un program care se începe acum la noi săptămâna viitoare și noi vă dăm lecții preregistrate, voi le ascultați, pe urmă veniți în Zoom și eu încă o dată le spun în două zile, dar deja cu abordare și voi sunteți în temă. E o strategie și un program, așa ceva nu o să găsiți în piață, nici Moldova, nici România. Eu am făcut o strategie dintre trei atingeri. Prima, voi primiți o carte. A doilea, voi primiți video preregistrate. A treia, voi vă vedeți cu mine în Zoom. Și a patrulea, voi primiți mentoratele lunare în care aveți un grup și acolo se anunță că marți dimineață puteți să veniți și spuneți întrebări. Respectiv, voi ascultați 10 lecții despre introducerea în Facebook, spre exemplu, pagină, programul. Voi vă uitați în timpul ăsta în carte, vă faceți notiță, vă scrieți întrebările care voi le aveți, interioarea voastră față de business-ul vostru, care au apărut în urma studiului la cele 10 lecții
Și când veniți în Zoom, eu povestesc acele 10 lecții și această carte de 200 de pagini în două zile prin altă abordare, dialog și deja cu exemple din teren. Asta este tehnica și strategia care este. Ora este seara, ora 6. O să rog colegii mei să îmi dea un workbook și să ne scrie dățile. Uitați-vă cum arată workbook-ul Facebook. Asta este o carte care are exemple. Spre exemplu, asta este Instagram. Uitați-vă aici, îți arată. Asta e asta, asta e asta, asta e asta, asta e asta. Toate sunt detalizate. Cartea asta costă 25 de euro. Puteți o cumpărați pentru prieteni dacă vreți aparte. Cei care cumpără azi programul și doar azi se înregistrează, noi avem, o dăm inclusă în ofertă. Adică aici sunt aplicații, cum se face promovarea pe Stories, cum se face promovarea în Facebook, tipuri de content plan, cum facem în feed, cum lucrăm cu aplicații, logistica, exemple, studii de caz, scenarii, tipuri, stilistică, feed, promovarea 4-dimensională, tare multe lucruri, peste 200 de pagini în Instagram. Facebook-ul la fel are Facebook Start, el la fel este cu avatarul clientului. Deci așa, este pagina noastră de Facebook, ce ea conține, cu recomandări și mărimi, inbox-ul, messenger-ul. Avem lecția 6 la noi, este despre tipuri de content. Deci cartea este excepțională să o cumpărați și aparte cine vrea. Elementul ăsta 40 de euro, două cărți sau 50 de euro aparte dacă le luați, dar ele intră în curs. Dacă voi vă înregistrați, așa, m-am înregistrat pe Facebook, doar unul, dar Gabriela s-a înregistrat. Cine s-a mai înregistrat? Vă rog mult, nu pierdeți ocazia să beneficiați de oferta noastră, dar nu cu fierbinte, dar oferta excepțională, recomand oferta combo de 140 de euro, în care voi, timp de o lună de zile, veți trece două programe, Instagram, Facebook, o să aveți două cărți, workbook-ul Facebook, workbook-ul Instagram. O să aveți 10 video înregistrate de Facebook. O să aveți două zoom-uri de Facebook, două zoom-uri de Instagram și pe parcursul la 12 luni o să aveți 12 întâlniri pe Facebook și 12 întâlniri pe Instagram în cadrul follow-up-urilor care sunt pe întrebări-răspunsuri. De ce la mine în prezentare este, gen, mi-am pus pentru cei care e scump sau pentru cei care nu are timp, care nu avea rezultat. Ok, avem chiar 100% garanție, vă dăm bani înapoi dacă voi nu primiți rezultat. Ce vreau să zic? Argumente multe pot fi. Haideți să fim sinceri. Azi ori aveți nevoie, ori nu aveți nevoie. Dacă aveți nevoie să aflați despre noi, gen, nu sunteți siguri, calitativ suntem noi sau nu, intrați în pagina noastră de Facebook. Am organizat evenimente, sunt sute de feedback-uri pe Facebook, pe YouTube, pe tet-a-tet, puteți să vedeți în Instagram absolvenții noștri. Foarte, foarte multe lucruri. De ce nu faceți cursul din lecții video? Ar fi mai comod. Iurie, în Facebook ele sunt întâi video înregistrate și mai sunt și zoom-uri. De ce nu facem? Pentru că nu este eficiență. Din păcate, vreau să vă spun că majoritatea cei care trec cursul nostru, cei care primesc cărțile noastre, întâlnesc o problemă. Conținutul este foarte mult. Tu te trezești peste noapte cu tătă este CPM, CTR, CPC, până remarketing, conversie. Te trezești peste noapte cu procesă. Colegii mei, rog să vă întreb dacă voi clicând pe link, la voi se deschide oferta normal. Pentru că la cineva, la mine văd că s-a deschis normal. Spuneți cei care au reușit să se înregistreze, dacă voi ați reușit să vă înregistrați, tot ok, site-ul dacă lucrează. Pentru că eu încerc și la mine parcă tot e ok. Nu știu, expediem, așteptăm. Tot ok, la mine e tot ok. La mine, nu uitați să notezi, 19 ianuarie, ora 19.00. La mine e tot ok. Sper că și la voi tot e bine cu oferta.
Ana Condrat, nu. Dacă nu lucrează oferta, vă rog mult, scrieți-ne în Instagram, talmazan.md. Vreau oferta. Și eu o să înțeleg că voi ați vrut, n-ați reușit și atunci o să vă dau oferta aparte. Deci haideți să recapitulăm și trecem la sesiune de întrebări-răspunsuri. Există o cerere enormă în piață de specialiști. Există în piață specialiști. Există antreprenori care vor să-și administreze afacerea, angajează o agenție outsource sau angajează oameni, dar nu știu să le controleze. Respectiv, pentru aceste trei categorii de persoane care vor un job nou, care vor să învețe să lucreze mai bine sau care vor să controleze, avem două programe de start. Este Facebook Start și este Instagram Start. Facebook Start este despre primii pași în lucru cu pagina. Mai mult accent pe conținut, postări, când postăm și postăm. Sunt 10 lecții preregistrate, sunt 200 de pagini pe workbook și sunt două întâlniri în Zoom seara, câte 3 ore de lucru asupra întrebări-răspunsuri. Pe lângă asta, 12 întâlniri pe parcursul anului, follow-up de suport la întrebările pe care le aveți. A doilea program este programul de Instagram. La fel, un workbook de 200 și ceva de pagini, mai exact, dacă sincer, 228 de pagini, în care voi puteți să vedeți pas cu pas cum se setează, cum se face toată promovarea. Pe urmă, două întâlniri Zoom, în care noi descompunem toate momentele astea și 12 întâlniri pe an de follow-up. Toate aceste două programe la noi sunt la ofertă și prima ofertă era de la 99 de euro la 79 de euro Instagram Start și Facebook Start sau împreună 140 de euro combo. Practic, iese 100-200 de lei pe zi pe parcursul anului vă investiți și voi vreți să câștigați de la 500-1000 de euro în sus. Gândiți-vă la acest moment. Pentru că nu există doar efort financiar, există și efort fizic pe care va trebui să-l depuneți. De aceea vreau să fiu alături de voi dacă asta e posibil. Pentru cei care vor să facă business din asta, scrieți-mi, Dumitru, eu vreau să fac de la 1.000-2.000 de euro, am o zi întreagă full, vreau și un freelancer profesionist. Ai ceva? Pentru că noi avem un program, acum sunt 8 participanți, programul Mentor My Business, extraordinar program. Dacă n-ați reușit să vă înregistrați pe linkul nostru, atunci scrieți-mi sau clicați pe link-ul de mai sus sau scrieți-mi Instagram. N-am reușit să mă înregistrez, dar vreau oferta și eu vă salvez prețul. 79 sau 140. Acum spuneți-mi de întrebări. În acest curs vor învăța să setăm corect publicitatea. Irina, cursul de Facebook, Start și Instagram, noi învățăm din publicitate Boost Post. Promovarea cu bugete până la 50 de euro. Cei care știu tot ce înseamnă comunicare, postări, strategie, vă recomand să ne scrieți vreau curs de reclame, pentru că acolo e două luni de curs, aici e două zile, dar acolo e două luni. E mai complicat, este business managerul, audiențele, e mai complicat. Respectiv, aici nu intră publicitatea complexă, intră publicitatea Boost Post. Până la 50 dolari vă dau direcții cum se face tot asta. Voi încerca un pic mai târziu să mă înregistrez, Mirca, ok, sau scrim. Taxorin, poate avea succes o pagină de dezvoltare personală pe Instagram în Moldova și România. Vreau să creez un brand personal bazat în jurul acestui subiect. În timp ce eu învăț chestii noi și mă dezvolt, împart asta cu oamenii. Ce potențial are această idee? Sorin, este o regulă în Instagram, valabilă nu doar pentru tine, dar pentru toți. Tu trebuie să trăiești o viață pe care eu nu pot trăi dacă vrei ca eu să te urmăresc. Respectiv, orice idee are în izbând a fi, tot depinde de ce carisma ai tu, cum tu o să dai informația asta și cum o să te vadă primul val de oameni. Adică tu poți să dai informație foarte bună, fără, nu știu, spre exemplu, e că eu mai vorbesc și să privesc 52 de oameni, dar puteți să privească 520 de oameni. Respectiv, tu vei face stories-uri și vor privi 30 de oameni pentru că ești la început. Și o să ai tu răbdarea un an de zile să-ți dezvolți acest concept și să investești buget, să investești în brandul tău personal. Dacă da, cu siguranță are șansă. Adică oamenii, la oamenilor le place să privească oamenii. Important că viața celor pe care eu îi privesc trebuie să fie mai interesantă, mai high, mai dinamică decât a mea. De asta noi își privim starurile.
Întrebări dacă sunt. Întrebări dacă sunt, pentru că avem o sesiune de întrebări răspunsuri care poate să vă ajute să vă rezolvi vreo problemă. Cum pot să propun doar cartea Start Facebook? Cartea Start Facebook costă 25 de euro, scrie-mi mie în Instagram, Dumitru, vreau să propun, procur cartea Facebook din webinar, ca eu să știu cine ești și te ajut să beneficiezi de ea cu livrare dacă ești în Chișinău, dacă în România, găsim și posibilitatea să expediem încolo. Ce întrebări mai sunt? Legate de programe, legate de instruire, cine s-a înregistrat? Puneți, vă rog frumos, 10. Dacă puneți cifra 10 dacă v-ați înregistrat. Puneți cifra 5 dacă ați încercat să vă înregistrați, dar nu s-o primit. Și puneți cifra 1 dacă voi nici nu aveți de gând să vă înregistrați. Ceea ce e ok, adică nu credeți că oricine are nevoie de ceea ce vorbesc eu. Dar voi sunteți aici, ați sculat informația, a fost ok cum a fost, puneți cifra 1, tipa, nici n-am avut de gând să mă înregistrez sau nu am de gând acum. 5, am vrut, am intrat, nu s-o prinit. 10, am vrut, am făcut, s-o prinit. Așa, Ana și Natalia au încercat, dar nu s-o prinit. Ana și Natalia, scrieți-mi, vă rog, dacă puteți, în Instagram, talmazan.md, este Instagramul meu. Cei care Aura tot nu, talmazan.md, este Instagramul meu, scrieți-mi, vă rog, mult, cei care scun nota 5, și eu o să vă dau detaliile direct. Așa, cum putem crește mai rapid numărul de urmăritori pe Facebook și Instagram dacă suntem o companie nouă? Vera, prin conținut, ceea ce este nu simplu, dar real, contentul trebuie să fie unic și util. Sau prin publicitate și influence marketing. Dar, indiferent de strategie, trebuie buget. Organic, gen făcând posteri și crezând că să crească followerii, e să crească cu gen 3.000 de followeri pe un an și atât au fost. Adică creșterea followerilor azi presupune investiții sau în conținut, faci contentul cumva așa de unic, ideal, că el e șăruit și te-ți dau like, sau faci campanii publicitare directe sau prin influence marketing. Și atunci tu ai posibilitatea să îți crești audiența. Dacă am procurat Facebook Start, dar m-am hotărât să iau și Instagram, rămâne în vigoare combo Instagram.Facebook 140, Gabriela, dacă ai cumpărat Facebook Start, vrei Instagramul, aparte este Instagramul, 79 de euro, este aparte cursul de Instagram. Respectiv, Instagramul este înscrit și... Așa, Corina, revenim. 5 îmi trebuie să decid care curs aleg. Irina, înregistrează-te la unul dintre însele care îți chică mai atriile ele de 140 ca să știi precis util și investiții să o răscumpere. Adică, voi, dacă voi sunteți în situația că genul întrebuie, întrebarea este că voi investiția vă scoateți. Aveți dubii cum de scos banul pentru că ce înseamnă investiții? Înseamnă că voi dați 1140 de euro și voi vreți să scoateți minimum 140 de euro. În marketing se cheamă ROI, Return of Investment, în business. În marketing este ROMI, Return of Marketing Investment. Respectiv, minimum și trebuie să întâmple să vă scoateți investiția. Dar eu vă garantez că asta nu numai scoateți investiția, dar și o mulțiți. Atunci nu contează. Dar eu nu vreau să vă conving să cumpărați. Eu vreau să vă conving să luați decizia în cazul când paliuboma să o luați. Mai pe urmă și mai târziu ca să pierzi câteva luni, și mai scump pentru ca să treacă timpul și să crească prețurile. Amuia e timpul să luați o decizie. Anul trecut ați stat, ați întins-o. Gazul! Vreți să lucrați, vreți de lucru, noi vă angajăm, vă recomandăm la clienți, vreți freelancing, gazul, adică Nike, just do it. Sper să-mi răspundi și la întrebările de pe Facebook. Dacă sunt, sper că le-am văzut. Ai recomanda programul MBA că ceva must-have pentru antreprenor? Must-have.
must have. Sorin, programa MBA e tare crută, costă scump, 20-25.000 de euro. Plusul programului MBA este în contingentul de acolo, nu în cunoștințe. Cunoștințe sunt, ceva tehnici am preluat, din păcate nu toate am reușit să le implementez în Moldova, că afacerea a fost prea mică pentru forța motorului care acolo era predestinat. Dar contactele care le-am luat cu milionarii sau cu antreprenori sau cu influencerii din Moscova, din Londra, au fost destul de prețioase. De aceea, pentru mine a fost mai mult zona de networking decât de knowledge. Chiar dacă cunoștințele, mai ales pe securitate cibernetică, care am avut în Londra, pe partea de HR, au fost foarte interesante și chiar și în curs, în carte, sunt vreo 2-30 de pagini adaptate de la MBA către programul nostru. Așa, eu despre am cunoștințe, îmi trebuie mai mult despre campanie publicitare. Irina, atunci scrie-mi în Instagram, Dumitru, sunt Irina, am nevoie mai mult despre publicitate. Ia ca numărul meu, aștept o ofertă excepțională din partea voastră. Și promit să ți-o fac, pentru că mai mult ca atât promit să ți-o fac în format de gen, nu știu, îți dăm startul bonus și treci programul mediu ca să faci un start refresh și treci programul de publicitate. Să faci așa, acum pentru Irina exclusiv ofertă. Amintește-mi de asta în Instagram, că ți-am promis cursul de 79 de euro start gratuit, dacă iei programul Masterat și vedem ce facem în parte. Cum scap de frică ce va crede lumea când devii influencer? Sorin, până devii influencer, lumea n-a să te vadă. Asta e plusul la tătă comunicarea digitală. Deci, până tu faci primele stories, primele nu știu ce, oamenii care sunt adecvați, ei n-au tupeu să te critici. E ca, eu sunt om adecvat. Tu înșeci să faci stories, eu n-a scriu, hai termină cu bună ziua, stimați follower. Eu ori n-a să te urmăresc, pentru că să-mi pară absurd, ori a să te urmăresc, dar stac. Pentru că eu ca bă, am soveste și eu știu ce înseamnă asta. Cei care dau critică, de obicei, sunt oameni care nu sunt în stare să facă nici asta. Noi am avut la altă ieri în TikTok un comentariu, cineva a scris, apșoară. Nu dacă omul crede că e apșoară. Acesta apșoară pentru unii antreprenori a salvat vieți. Alții nici nu înțeleg nici aproape ce înseamnă apșoară ce e. Pentru cineva acela e dețchi sad, apșoară. Așa e nivelul lui, ca pentru dânsul ăsta e apșoară. Pentru tupeul lui îi permite ca el să zică, băi, apșoară, eu pot mai gine. Super, eu... Problema, Sorin, eu cum am rezolvat-o? Eu am înțeles că în istoria omenirii, camera 3, blijnic, cadr, vajne, sapșenie pentru Sorin, eu în istoria omenirii nu am găsit nici un om care să fie iubit de toți oamenii. Începând de la Hristos, finisând cu Buddha, terminând cu toți politicii, sportsmenii, superstarurile, religioși, fanații și orice. Nu e așa om care e ca el să facă așa că tăți să zică crăsavcic. O, s-o găsit unul care zic idiot, apșoară. Respectiv, cum eu pot să ating acest succes? Dacă asta nu a făcut-o în mii de ani nimeni. Asta este normal. Asta te face mai puternic. Îți coboară o leacă mai în jos. Poate tu realna îți pare că mega influencer ești. Și atunci te dau în jos. Dar dacă nu te-o dat în jos, înseamnă că ești puternic și ești demn de acest nivel. Cam așa. Așa, Irina, cu drag te aștept. Și pentru Vera. Vera! Pentru că Vera este nadejda și iubovea și Irina, Vera și încă pentru cineva care îmi scrie, vă fac oferta Start Facebook gratuit cu oferta de Master Ads care e 2 luni. O să vă dăm oferta, dacă vă convine, super, o să decideți. Deci Vera, scrie-mi, sunt Vera, nadejda, iubov, vreau startul gratuit și oferta pentru Master Ads. Ca eu să înțeleg și ne ca mesaj. Și nu uitați, cei care au rămas 39 de suflete frumoase, găsesc eu omul și în Instagram la mine 39 de stories-uri.
Sau voi vreți să faceți social media, vreți să faceți bani, dar vă rușinați să faceți stories-uri, măcar nu na sibea, dar ați sibea. Gen, voi nici așa, nu. Dacă nu știți să faceți stories-uri, stracineacă, înregistrați-vă la Instagram, pentru că acolo noi învățăm tema asta. Dacă vă temiți, 100% trebuie să fiți acolo. Pentru că acolo sunt încă mulți de-al de voi care suntem, avmeste, știți cum? Avmeste veselie. Așa că, apoi, spunem că e trilea. Irina, Vera, Viorica. Îmi scrieți în Instagram, Dumitru, ne-ai promis startul gratuit și oferta pentru masterați. Și eu o să știu să vă transmit detaliile. Deja pe story. So, așa, deja este. Unii sunt, sănătate să aveți, pași, dragoste, fericire. Și cine n-are Instagram-ul meu, vă invit să accesați talmazan.md. Asta sunt eu, vara am în ochelari, iarna special pentru Ana sau cine acolo vrea de la mine un vista hoodie style. Ce pot să zic eu? Așa, mai nagla, pentru că s-au dus și ei tăți care ne vădrăjele. Prieteni, anul 2021 o să fie excepțional. Eu am încredere în forțele proprii, în forțele echipei, în industria asta care este extraordinară. Eu am încredere că piața noastră evoluează. Noi am deschis agenții în Chicago, dezvoltat agenții aici în Moldova. Ne mutăm și creștem echipa pe direcțiile de instruire. Vedem o solicitare enormă din partea antreprenorilor care sunt la noi, care vor specialiști. Pentru asta avem programul Master Mentor My Business, care presupune că eu jumătate de an pot să vă curez dacă voi vreți să fiți freelancer, ori să aveți agenție, ori să vă creșteți mai repede. Avem startul, avem Instagram-ul, avem masterat-ul, avem maratoanele, avem programe de la 1 euro până la 700 de euro. Avem foarte multe instruiri, dar asta nu contează. De ce? Pentru că depinde de voi. Voi trebuie să implementați toate aceste cunoștințe. Voi trebuie să fiți cei care să pună zeci de întrebări. Voi trebuie să fie cei care să treacă de bariera și frica de a crea conținut în social media, în zona în care vă spune că nu e așa de simplu, că așa stau și zic, eu doar nu știu ce voi credeți. Dacă voi erați în sală, eu vă simțăm. Dar măi, eu îi diznai. Unul zice, iau și cu idiotul ăsta, altul zice, oh, pricolina. Adică eu habar n-am și emoții voi aveți. De tăi, eu trebuie să trec de bariera asta. E ușasnă, îmi tremur cioarele. Dar asta voi doar nu vedeți tăți asta. Respectiv, eu vă doresc succes. Eu vă mulțumesc că voi ați fost anul 2020 cu noi. Vă sunt recunoscător pentru că contribuiți și sunteți parte a lumii care eu o promovez în Republica Moldova, care se cheamă Digital Comunicare. Cei care au completat formularul, o să vă sunăm, ne înțelegem. Cei care au încercat, dar nu s-au primit, scrieți în talmazan.md Instagram. Dumitru, am privit webinarul, nu am registrat, nu s-au primit, dă-ne oferta de Instagram 79, Facebook 79 sau 140, ambele oferte. Sau acele trei frumoase doamne, domnișoare, scrieți-mi, Dumitru, eu sunt Vera, eu sunt Nadejda, eu sunt Любов, ne-ai promis oferte pentru masterați și ne dai startul să-l trecem în format de bonus. Cei care vor workbook-urile vouă, la prietenii voștri, la cadouri, 25 de euro, doar un workbook de 200 și ceva de pagini, scrieți, Dumitru, eu vreau workbook-ul, tăi, ne-a plăcut, crasavcic, story s-ai primit, vreau workbook-ul. Poți să rezervi oferta, Iulița, poți să rezervi oferta, oferta poate fi rezervată pentru 72 de ore, cu un avans de 10 euro, sau, da, cu un avans de 10 euro poate fi rezervată, sau dacă voi îmi scrieți în Instagram motivul de ce să vă rezerv, suntem toți oameni, ne gândim, așa că Iulița, scrie în Instagram, bună ziua, eu, Iulița, am zis despre și mai departe spune mesajul și intrăm în voie numai decât. Iurie, numai la fetele
Stelele, da, trei. Dar ce link mai vrei oferta Master Ads cu cursul start gratuit? Haideți, dar și ne vrei așa scrieți în Instagram. Dumitru, eu vreau. Și atunci vă facem, dacă vreți și Instagram, vă dăm, vă facem combinații deja acolo. Și ne vreți, scrieți în Instagram, talmazan.md, Iuliță, scrie motivul. Sau dacă mai sunt cei care au o problemă acasă, cardul în banca nu l-a dat, salariul nu a venit, joia nu plătiți, nu știu care poate fi motivul că aveți nevoie de încă o perioadă de grație, scrieți-mi un mesaj și eu vă răspund cu drag. Dacă voi aveți dorință, pentru noi nu contează să încasăm amor peste jumătate de lună, important voi să vreți să implementați și să fiți bravo și să aduceți rezultat afacerii voastre ori clienților voștri. Așa că scrieți toți care au întrebări și nu le-au primit prin link-ul și ăla, scrieți în Instagram, continuăm după webinar. Eu vă doresc o seară excepțională, vă mulțumesc, aveți grijă de voi. Pa, ca! Salutare la toți! Vă luați rămas bun sau voi nu? Sau numai eu o să ne-au rămas bun? Eu trebuie să pun amuși așa ceva, o muzică, așa gen de pus, ca la plecare și că n-am nică muzică. Eu am ales randomă, prostă randomă.